Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Crima macabră la Ioloveni, un bărbat și-a ucis fratele în bătaie după ce au consumat alcool împreună. Medicii de pe ambulanță au încercat să-l resusciteze, însă din cauza traumatismelor, bărbatul în vârstă de 57 de ani s-a stins. Poliția din Ioloveni a fost sesizată, precum că un bărbat din localitatea Zâmbreni a fost depistat la sol cu multiple traumatisme. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care au stabilit preliminar că un bărbat de 57 de ani, după ce a consumat băuturi alcoolice cu fratele său în vârstă de 50 de ani, între cei doi s-a iscat un conflict, ultimul aplicând în multiple lovituri fratelui său. La fața locului a fost solicitată și ambulanța. Medicii au acordat ajutor medical pre resuscitare victimei, însă eforturile au fost zadarnice. Medicul legist a consultat decesul bărbatului cu semne de moarte violentă. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal. Agresorul în vârstă de 50 de ani a fost reținut pentru 72 de ore și riscă până la 15 ani de închisoare pentru omor intenționat. Doi frați în vârstă de 10 și 14 ani din raionul Șoldănești au pus pe jar serviciile de urgență după ce s-au rătăcit în pădurea din localitate. Copiii au plecat singuri de acasă pentru a face o colibă în pădure, spun salvatorii, care după aproape 2 ore de căutări au găsit minorii vii și nevătămați. Întâmplarea a avut loc în zorii acestei zile. Salvatorii au fost alertați în jurul orei 5 de băiatul mai mare, care le-a comunicat că el, împreună cu fratele său, s-au rătăcit și nu pot găsi drumul înapoi spre casă. În căutarea minorilor au fost implicați salvatorii din Șoldănești, voluntari din Vadul Rașcov, localitatea de baștină a celor doi frați, dar și angajații Inspectoratului Teritorial de Poliție. Copiii au fost găsiți la o distanță de aproximativ 10 km și au fost duși în siguranță acasă. Cazul este cercetat de organele de drept. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează părinții să-și supravegheze copiii și să le vorbească despre pericolele care îi pot paște în astfel de cazuri. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 29 de situații de risc. Depășire periculoasă pe străzile capitalei. Doi șoferi au sfidat legea și bunul simț și au ieșit la depășire pe contrasens. Momentul a fost surprins de camera de bord a unui participant la trafic. Am trimis imaginile video la poliție, iar în scurt timp, reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publică ne-au anunțat că s-au autosesizat și urmează să identifice conducătorii auto pentru a-i sancționa. Imaginile au fost surprinse în această după-amiază pe strada Petrican din cartierul Poșta Veche al Capitalei. În primul caz, șoferul unui tir a neglijat prevederile regulamentului circulației rutiere și s-a încadrat într-o depășire periculoasă. Din filmuleț se vede cum șoferul tirului a intrat pe contrasens și a depășit mai multe mașini. La scurt timp, gestul lui a fost urmat de un alt conducător auto, care la fel a ieșit la o depășire periculoasă. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare și au stârnit imediat reacția internauților. Am trimis videoul și la poliție, iar în scurt timp am fost anunțați că oamenii legii sunt pe urmele celor doi conducători auto. INSP s-a autosesizat. Urmează să identificăm persoanele care se aflau la volanul mijloacelor de transport. Agentul constatator urmează să stabilească încălcările cu ulterioara sancționare. Incendiu în satul Joltai, raion în Cealder Lunga. Casa de cultură din localitate a fost mistuită de flăcări. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Incendiul a izbucnit aseară, flăcările uriașe au mistuit nemilos clădirea părăsită a casei de cultură din satul Joltai, raionul Cealder Lunga. Localnicii au sunat imediat la 112 după ce au văzut fum și flăcări de sub acoperiș. La scurt timp, la fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri din Cealder Lunga, Tomai, dar și Comrat. Salvatorii au reușit localizarea arderii înainte ca flăcările să se răspândească și la clădirile din apropiere. Conform estimărilor preliminare, acoperișul edificiului a fost distrus în totalitate. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Presa locală scrie că acea casă de cultură nu activează deja de 26 de ani, clădirea fiind lăsată în paragină. Specialiștii urmează să stabilească toate circumstanțele.
Incendiu și la un liceu din capitală. Pompierii au stins flăcările care au izbucnit într-o clădire auxiliară pe teritoriul Liceului Academic de Arte Plastice. Igor Vieru. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:03. La fața locului, în scurt timp, au ajuns trei echipe de pompieri care au stabilit că flăcările au afectat o construcție auxiliară cu suprafața de 18 metri pătrați. Pompierii au reușit localizarea arderii către ora 10:14, incendiu fiind lichidat total la ora 10:21. Intervenția a avut loc pe strada Miron Costin din sectorul Rășcani al capitalei. În urma incendiului, nicio persoană nu a avut de suferit, fiind distruse de foc bunuri materiale învechite din interiorul clădirii auxiliare, dar și 80% din suprafața acoperișului. Cauza și circumstanțele urmează a fi stabilite de specialiști. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului, în Republica Moldova au fost înregistrate 774 de incendii. Fura biciclete ziua în amiaza mare. Un tânăr de 24 de ani a ajuns pe mâna poliției după ce ar fi fost implicat în cel puțin 6 cazuri de furt. Câteva dintre acțiunile lui au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate în blocurile de locuit. Din imagini se vede cum tânărul intră într-un bloc de locuit, ia bicicleta de la scară, de parcă ar fi proprietarul, urcă pe ea și se face nevăzut. Tânărul a fost reținut, iar în cadrul audierilor și-a recunoscut vina. Pentru ce ai fost reținut? Pentru mai multe furturi de biciclete de pe sectorul botanic, aproximativ 7. Recunoști vina? Recunosc. Polițiștii au stabilit că individul ar fi implicat în cel puțin 7 cazuri de furturi de biciclete din scara blocurilor de locuit din sectorul Botanica și nu este la prima abatere de la lege. Suspectul intra pe timp de zi în blocurile de locuit și, profitând de faptul că proprietarii lăsau bicicletele fără supraveghere, le străgea, după care se deplasa într-o direcție necunoscută. În cadrul acțiunilor procesual penale, suspectul a comunicat că bicicletele sustrase le vindea, iar banii pe care îi obținea îi cheltuia în scopuri personale. Suspectul intra pe timp de zi în blocurile de locuit și, profitând de faptul că proprietarii lăsau bicicletele fără supraveghere, le sustrăcea, după care se deplasa într-o direcție necunoscută. Potrivit oamenilor legii, prin acțiunile sale, individul ar fi cauzat proprietarilor un prejudiciu în sumă de peste 23.000 de lei. Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru furt. Acum el riscă amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la 4. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc.